proiectul Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova, care prevedea reabilitarea bulevardului Calea București și modernizarea căii de rulare a tramvaiului, a costat aproape 8 milioane de euro și a fost recepționat, deși ambele lucrări prezintă deficiențe. Odată cu reluarea circulației tramvaielor pe 4 mai, craiovenii au putut constata că și aici există neconformități. Cele 9 peroane de tramvaie nou construite între universitate și pasajul electroputere sunt amplasate la o distanță neobișnuit de mare față de scara tramvaiului. Cel mai des sunt puși în dificultate bătrânii și copiii potrivit normativului numărul 1 pe 2007 privind proiectarea căii de rulare a tramvaielor, un peron trebuie să aibă lățimea de cel puțin 1,8 metri, iar marginea sa trebuie să fie amplasată la 1360 de mm față de axa liniei. La o simplă măsurătoare cu ruleta, a reieșit că peroanele noi sunt subdimensionate ca lățime, măsurând doar 1,45 de metri. Mai mult, distanța de la peron la axa liniei este în medie cu aproape 20 de cm mai mare. Reprezentanții Secerat Craiova SRL au precizat că lucrările au fost recepționate, de și prezintă multe deficiențe. Am văzut și eu că sunt mai înguste, dar așa le-a făcut proiectantul. Procesul verbal de recepție a fost semnat ca să se dea drumul la tramvai, dar deficiențe sunt multe. Recepția este făcută cu o pagină întreagă de observații și încă una cu recomandări pe care constructorul trebuie să le ducă la îndeplinire, a spus Cristian Nicorescu, șeful secției tramvai din cadrul Dorat Craiova, care a făcut parte și din comisia de recepție a proiectului. Acesta a mai menționat că respectiva comisie trebuie să verifice doar dacă proiectul corespunde. Părerea mea este și mi-o mențin că nu e de vină nici măria nici executantul, ci proiectantul. Proiectul a fost făcut greșit, a mai spus Nicorescu. Gazeta de Sud a luat legătura și cu Florin Goruneanu, patron sece IRIMAT Conserele Ploiești, firma care s-a ocupat de proiect, însă acesta a spus că nu-și amintește exact care sunt normativele privind calea de rulare a tramvailor și că nu știe ce s-a întâmplat cu proiectul de la Creva, dar că se va interesa. A revenit însă după 20 de minute cu precizarea că nu reușește să ia legătura cu inginerul care a făcut proiectul, acesta fiind în concediu. Trebuie precizat că peroanele vechi, cele de pe ruta Universitate Craiovița Nouă, 9 au o lățime de 2 metri și respectă și distanța de la peron la axa liniei impuse de normative. Pentru neregule asemănătoare cu cele constatate la peroanele de tramvai din Craiova, Autoritatea de Transport Subteran din București, Metrorex SA, a primit în februarie o amendă de 20.000 de lei de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Asta după ce o femeie a făcut plângere că s-a rănit după ce a călcat din greșeală în spațiul prea mare dintre vagon și peron.